Bună tuturor! Astăzi m-am gândit să fac o etalare în trei variante cu cărțile de tarot și oracol pentru a vedea care sunt energiile acestei zile, noutățile, mesajele care vin din partea cărților de tarot, oracol pentru această zi. Vă invit așadar să vă alegeți una dintre aceste trei variante, cristalul alb, cristalul mov sau ciorchine, pentru a afla care sunt energiile, dacă doriți să aflați care sunt energiile, alegeți-vă intuitiv una dintre aceste trei variante și să vedem la varianta aleasă ce va dezvălui tarotul, ce va dezvălui oracolul, care ar fi energia zilei, noutatea zilei. Și am să încep cu prima variantă, varianta cu cristalul alb, am să-l pun aici în centru ca să vă și protejeze astăzi, să vă curăță energiile, vibrațiile. Să vedem, o să și grăbesc aici la voi mai multe persoane. Aveți poate niște întâlniri astăzi cu cineva din zodie de foc, zodie de apă. Sunt doi bărbați care se gândesc la voi sau vă întâlniți cu vreun prieten, cu niște prieteni, cu niște rude. Aflați ceva despre doi bărbați, despre un bărbat dintr-o zodie de apă, un bărbat dintr-o zodie de foc și o femeie din zodie de foc. Aici văd că sunteți într-o... sunt niște persoane care se gândesc la voi, vă vor fi surprize aceste persoane. Sunt aici, sau e vorba de familia voastră, dacă sunteți doi zodii de apă, de foc. De aici femeie din zodie de foc, bărbat din zodie de foc și din zodie de și un alt bărbat din zodie de apă. Bărbați aici pot fi și tată cu copil mai în vârstă, adică persoane trecute de 40 de ani, aș putea să spun, sau persoane cu putere, cu funcție. Aici pot fi vorba despre niște persoane cu funcție, persoane din societate, persoane la nivel de societate care iau niște decizii. Persoane importante. Poate fi o reuniune, o ședință, o întâlnire importantă în planurile importante pentru niște decizii importante. Haideți să vedem ce se întâmplă în servici, ce se întâmplă în relații, ce se întâmplă cu câștigurile, cu sănătatea. Să vedem ce va fi. Darul, niște daruri și o dragoste văd că apare la voi, să știți. Veți avea astăzi poate darul în dragoste sau cadouri care pot veni, vorbim daruri, cadouri, voi munciți și vă vin niște daruri, niște cadouri. Aveți aici legat de muncă, aveți daruri, nu voi munciți astăzi, munciți, cerneți, faceți multe lucruri, e important, aici vă pot veni sfaturi, mesaje și ar trebui să discerneți, să alegeți cel mai potrivit sfat, ce e mai important pentru voi sau să vă acordați mai multă, să acordați mai multă atenție unor lucruri. Aici e cumva o cernere în care se cerne binele de rău. Deci în proiectele voastre astăzi veți putea avea câștig reușite, sfaturi prețioase, dar e nevoie să alegeți, să evaluați. E bine să mai învățați astăzi, poate veți avea mai mult de învățat astăzi. Apare un bărbat care poate veți avea ceva de învățat sau vă poate ajuta acest bărbat. Puteți afla ceva de la un bărbat de la servici, poate că voi, văd că aici aveți și această energie a zilei cu multe persoane, cu persoane importante. Poate fi un bărbat foarte important pentru voi la servici. Acum, sfatul unui bărbat poate fi foarte prețios pentru voi. Sau veți da voi niște sfaturi prețioase unui anumit bărbat. Aici se pare că voi veți avea astăzi niște daruri, poate cadouri, niște vești bune, pentru că văd că și pe relații vine o veste, deci vine o scrisoare, vine un telefon, un mesaj, vine o binecuvântare, ceva care vă aduce bucurie, ceva care vă face plăcere, aveți noroc, deci pe relații sunteți norocoși, pentru niște vești, pentru niște scrisori, sunteți determinați sau aveți un bărbat care este foarte determinat să vă aducă noroc, să vă aducă succes, să vă ajute. Dar legat de bani, de câștiguri, aici poate că e nevoie să nu fiți prea
exagerați sau să nu strâneți invidii, că aveți de-a face aici cu un grup de persoane, pot fi persoane cu energie masculină, care sunt puțin cam exagerate, exaltate, hărțuitoare, să zic așa, aceste energie, cumva le văd eu. Voi aveți poate reușite, aveți câștiguri, aveți bani, faceți cumpărături, sunteți populari, poate aveți multe ocazii favorabile, multe prietenii bune, dar aveți și persoane care sunt exagerate, delirează sau există așa la nivel de societate oarecare agitație. Puteți avea de-a face și cu o persoană care e singură aici, despărțită, poate sunt persoane singure, despărțite, persoane fără familie, fără soții, fără, fiind multe energie masculine aici, și aceste persoane poate sunt puțin exagerate, poate că vă urmăresc, poate că încearcă să vă atragă atenția când ieșiți la cumpărături, când ieșiți la plimbare aici și vă creează un stres. Puteți afla și de cineva care trece printr-un dol, printr-o despărțire aici, are un regret sau veți regreta voi poate ceva pentru o cheltuială care ați făcut-o poate sau pierdere, sau aici pot veni discuții legate și de niște moșteniri, niște exagerări legate de niște moșteniri sau de niște bârfe ale unor bărbați care legate de bani, care vă creează un pic de stres, de enervare, dar voi trebuie să gândiți pozitiv, pentru că aveți o energie foarte, foarte norocoasă, voi aveți niște reușite. Că v-am zis și aici la energiile acestor cărți de tarot care au ieșit, multe persoane, deci posibil că sunt persoane care sunt singure sau sunt au o stare astăzi așa puțin mai amestecată, cu energii mai amestecate, care ele bârfesc, se adună și au niște energii care le fac și rău lor, pentru că văd că există această stare de regret, dar fac rău și altora pentru că sunt exagerate. Poate că pentru voi astăzi intimitatea acasă vă este mai de folos. Dacă puteți mai mult să stați acasă, poate este mai bine. Sau veți primi, poate chiar vești musafir posibil la voi, posibil legate de o invitație să vă duceți pe undeva, pentru o căsătorie, pentru o vreun eveniment, poate posibil pentru unele dintre voi să vă vină vreo invitație la vreo petrecere sau să vă vină vreo propunere de căsătorie dacă sunteți într-o relație cu cineva și sunt persoane care exagerează aici, poate că e astăzi o alergătură de colo-colo pentru niște evenimente, pentru niște petreceri și mai sunt și persoane care exagerează aici în discuții, poate și la cumpărături, spre exemplu. Dacă e aglomerație, pot ieși discuții, da, și asta e un inconvenient care vă stresează, dar îl puteți depăși. Pentru că, per total, văd că aveți o zi foarte norocoasă, cu vești, cu scrisori, cu întâlniri, poate chiar cu un bărbat important pentru voi, care poate fi chiar un el, un bărbat cu care voi îl iubiți, cu care voi puteți avea chiar o relație, poate sunteți într-o afacere cu acest bărbat, dar pot fi aici niște exagerări legate de cheltuielile casei, poate, sau cheltuielile voastre, pentru altele aici poate apărea chiar o veste de o căsătorie, apare un moment de bucurie, apare o cerere în căsătorie sau a vă muta împreună cu persoana iubită, a sta împreună cu persoana iubită, poate fi și o astfel de situație. Văd că există astfel de energie. Haideți să vedem și la varianta cu cristalul alb. Să vedem la cristalul alb ce se întâmplă astăzi, să vedem care este energia zilei pentru cristalul alb. Cristalul mov și pentru voi, cei care v-ați ales această variantă în acest cerc magic, ca să fiți protejați, să fiți feriți de influențe obscure, malefice, să vi se curețe energiile, să vi se purifice energiile, să vi se ridice vibrația. Haideți să vedem pentru varianta pietrei mov, la ce vă puteți aștepta astăzi. Și la voi s-au grăbit petrecerea astăzi, aveți poate ceva de sărbătorit voi,
Astăzi aveți niște energii ale familiei, ale iubirii, ale prieteniei, ale mulțumirii sufletești, fericirii sufletești, liniștei sufletești. Legat de serviciu aici, văd că s-a grăbit o amantă. Totuși, o femeie, orică sunteți iubite la serviciu, o să vedem ce mai bine. Cărți mai vin, orică, da, vă pot apărea vești în dragoste, să știți, cineva se gândește la voi, cineva vrea să vă spună că vă iubește, cineva vrea să vă, să afle că dacă voi are o neliniște legată de dragoste, pentru că văd că și aici este energia clar a dragostei, a familiei, a iubirii, a împăcării, a păcii, da, deci poate apărea o astfel de situație. Cineva de la drum. Da, deci pare că vine cineva de la drum aici. Mi apare. Deci voi păreți o persoană iubită, o persoană care sunteți într-o energie a dragostei, poate puțin mai egoiste, poate vă gândiți mai mult la voi sau aveți de-a face cu o femeie îndrăgostită aici, cu o femeie care iubește, care așteaptă, se uită după iubitul ei, dar la serviciu totuși să vedem, apare o noutate. Poate că vă vine vreo idee nouă, vreun proiect nou. Sau apare o scrisoare, o veste de dragoste aici, poate o schimbare, o propunere de un serviciu, de un contract, de ceva, posibil pentru voi să apară și o astfel de situație. Apare o noutate pentru servici, apare un nou început, poate pentru unul dintre voi și o relație cu cineva de la servici, poate foarte posibil că sunteți iubite sau aveți deja pe cineva la servici și vi se propune o noutate, o veste. Și mai apare totuși aici pe relație o stare de singurătate. O să vedem de ce. Voi sunteți singuri, poate singuri, vă simțiți triști, vă simțiți izolați, poate trebuie să stați acasă și posibil să primiți niște vizite, posibil să primiți niște bani, niște daruri, vă caută cineva. Posibil că cineva vrea să vă vadă, pentru că și voi sunteți în așteptarea unei persoane, vă simțiți singură și până la urmă această persoană poate veni sau o noutate vine, faceți cunoștință cu cineva. Că văd că și pe bani apare această călătorie, deci vin niște schimbări poate legate de drumuri. Ori că vă invitați să plecați undeva, ori vă caută cineva de la drum. Exact, poate apărea cineva care vrea să vă propună o căsătorie, să vă propună să plecați la un drum, să vă propună un contract, poate, e cineva care vă propune poate un contract la drum, în altă parte, sau vine de la drum special pentru voi, ca să vă aducă niște beneficii, să vă aducă niște daruri, vă vin niște vești astăzi, că văd că și pe surpriză apare o reuniune, apare o revedere, o împăcare, o întâlnire, o prietenie, o prietenă care vă caută, poate să beți împreună o cafea, să mai discutați, acum poate fi și pe online, că acum energiile sunt așa. Aici văd că aveți multă consolare astăzi, deci chiar dacă voi vă simțiți singure, izolate, poate unul dintre voi sunteți și însărcinate, aici poate fi vorba și de o sarcină, că sunteți însărcinate, și vă veți căsători sau sunteți deja căsătorite sau dați naștere unui copil, apar aici noutăți, vizite, întâlniri, cu toate că voi vă simțiți poate într-un fel dezamăgit, aveți o dezamăgire, aveți o supărare, ceva, dar aceasta va trece, e doar de moment, gândiți mai pozitiv. Poate că e o dezamăgire, vine și din cauza cuiva care vă aruncă niște vorbe ca să fie amantă, spre exemplu, poate să fie și acest lucru, dar până la urmă, pentru voi văd că apar consolarea din partea familiei sau din partea unor prieteni, prietene, văd aici că aveți niște întâlniri care vă consolează, care vă dau încredere, care vă propun niște schimbări în bine, niște avantaje. Apare această noutate, că e schimbare de serviciu sau schimbare de casă sau în orice caz ceva schimbări pozitive apar pentru că văd aici această reușită de sărbătoare, de fericire, de petrecere, de comemorare, de aducere aminte cu prietenii sau refacerea familiei, reîntregirea familiei, bucurii, în orice caz o văd aici într-o stare de bine, de bucurie, de fericire. Cam asta e ce văd și la a doua variantă, deci pare o zi foarte interesantă. Haideți să vedem și la varianta a treia, varianta cu ciorchinele, să pun și pentru voi aici ciorchinele în centru ca să fiți protejați toată ziua de energiile malefice, de energiile negative, să vă ajute la ridicarea vibrației,
purificarea energiilor. Haideți să vedem așadar pentru această a treia variantă a ciorchinului, cum va fi această zi, care sunt energiile zilei. La voi s-au grăbit foarte multe, chiar și soarele aici a ieșit. E o zi foarte agitată, poate, puțin cu oarecare rivalitate, dar și cu multe noutăți, să știți. Văd și la voi apare un bărbat dintr-o zodie de foc, cineva, un tânăr, aici poate fi și un tată cu copil, sau vine un bărbat cu o noutate, se face lumină, un bărbat, o femeie, văd aici, poate fi și o mamă, sau voi ca mamă, voi aici sunteți totuși într-o reușită, poate, în niște vești pozitive care vin, în niște drumuri care se fac, vă caută cineva de la drum, se face lumină la voi într-o situație, aveți soarele, da, care soarele aduce multă căldură, aveți poate nevoie de căldură, de împăcare, de înțelegere cu cineva și e foarte posibil astăzi să vină ceva pe neașteptate la voi, o veste, un telefon, o inițiativă voastră poate avea succes chiar dacă strâniți niște invidii, niște gelozii. E foarte posibil unora dintre voi să vă vină o idee genială astăzi. Poate și din cauza unei concurențe vă vine această idee, cumva presați, să zic așa, de niște energii care vă perturbă din afară, atunci vă vine o idee. Deci și cu alte cuvinte, pe voi, ca femeie, posibil că energiile, stresul care vine din partea altora, pe voi vă motivează, vă dă idei, vă dă mai multă lumină, aveți revelații. Voi poate sunteți și o persoană inițiată, o persoană, astăzi poate veți studia, veți avea poate examene, apar niște rezultate poate la niște examene, la niște cereri ale voastre, apar niște noutăți pozitive, vin niște revelații. Apare, poate aveți dorință mai multă de libertate, aveți dorință de a pleca, a face o călătorie, avea o aventură, posibil să apară și un acord. Poate apărea și o naștere la una dintre voi, aici poate apărea chiar acest lucru. Apare nașterea unui copil, aceasta este o minune, o revelație care o aveți voi și voi poate sunteți stresate oarecum pentru că aveți multe persoane care vin să vă felicite, dar nu toate vă sunt, să zic așa, la suflet sau, mă rog, nu toate vă au la suflet chiar așa pe cât vor să pară. Aici e cumva și o concurență. Văd aici zodia Balanță, Vărsător, văd zodia Săgețător, Berbec, Leu, poate. Da, acestea sunt energii. Haideți să vedem. Să vedem la mai departe ce va fi astăzi. Deci foarte multe lucruri veți avea astăzi, multe energii care vin la voi să vă protejeze, să vă lumineze, să vă dea mai multă forță, mai multă putere, mai multă încredere. Ce spun într-o schimbare, să știți și voi astăzi, nu tratați cu lejeritate sănătatea astăzi și nici anturajul, pentru că s-ar putea să aveți aici o concurență, o rivalitate, o hărțuială, ceva, un stres, pentru că poate la serviciu există superficialitate sau există rivalitate. Văd că și în relații trebuie să faceți o clarificare, se face o clarificare cu un bărbat, poate, sau cu cineva din relația voastră, faceți o schimbare. Pe câștiguri aici vă văd și aici că voi sunteți într-o stare de exaltare sau aveți de-a face cu nimeni, poate sunteți la cumpărături sau faceți niște chestii, nu le exagerați. Vă vin niște vești la servici din partea unui tânăr, dar s-ar putea să nu vă facă prea multă plăcere, că aveți de-a face poate cu un tânăr puțin cam superficial sau poate e vorba de cineva care e mai răutăcios, mai schimbător, are o doză de nebunie, să zic așa, poate are o, sau are ceva cu voi, o să vedem. Această schimbare pe relații, e în dragoste, aici trebuie făcut, poate fi cineva cu care voi aveți o relație de dragoste, dar are așa niște, o doză de inconștiență, poate vă supără cu ceva sau aflați voi la servici de vreun tânăr care este mai răutăcios aici sau poate avea legătură și cu sănătatea. Pentru bani aici, câștigurile acestea, aveți grijă cu un bărbat, poate, sau nu numai, aici ai mai mult, sunt mai multe energii masculine, persoane care sunt mai speculează, aici poate legat și de câștiguri, de daruri, persoane care vor să aibă niște profituri, persoane care vor poate să exploateze niște vulnerabilități, niște probleme care le aveți voi cu banii, să vă propună, spre exemplu, niște împrumuturi, dar care să fie în favoarea sa, nu în favoarea voastră și apoi să aveți neplăceri. E aici o hărțuială, e un stres ceva, se exagerează cu ceva. Dar apare pe surpriză, apare pentru voi o întâlnire, o împăcare, o revedere poate cu cineva drag,
o veste, o reuniune cu cineva, dar stârniți niște gelozii. Deci astăzi este așa o zi, că am zis că e și foarte mult, aici e un stres, e o rivalitate, o gelozie, o criză, să zic așa, orică partenerul vă face o criză, orică voi veți avea vreo criză de gelozie din cauza cuiva care vorbește cine știe ce, sau aveți persoane care vă gelozesc pentru că aveți o anumită situație sau pentru că aveți un loc de muncă. Posibil pentru unele dintre voi să apară o propunere de un loc de muncă sau de a da niște examene pentru a lua o funcție sau ceva și poate că veți stârni niște invitii, niște gelozii aici sau e nevoie să tratați cu mai multă atenție aceste examene ca să nu... ca să luați examenele, că altfel puteți să aveți o neplăcere, pentru că văd că aici sunt energie așa puțin amestecate, o confuzie ceva, orică e vreun stres, vă distrage atenția cineva, vă enervează cineva și pierdeți din vedere scopul vostru, ceea ce vă interesează pe voi, ceea ce e important pentru voi, deci poate e nevoie să dați mai mult atenție doar la ceea ce e important. Puteți afla un adevăr astăzi, se poate face lumină, e nevoie poate să fiți mai prietenoși și să stați la distanță poate de aceste energii mai negative, mai agresive sau mai exaltate, exagerate, așa să zic. Aici poate fi vorba de o hărțuială care are legătură cu banii, cu câștigurile, un du-te vino, să zic așa, de persoane care au bâzdâc astăzi, pentru că vor să facă niște bani, să aibă niște câștiguri, că vă văd și pe voi aici, poate fi și din cauza unei femei sau din cauza unui bărbat, aici depinde de la caz la caz, sau și o femeie și un bărbat sunt implicați în această situație. Pot fi din două părți diferite, spre exemplu, una la serviciu, una la cumpărături sau în alte relații interumane care le aveți voi, pentru că văd că pe relații chiar aveți de făcut o clarificare, apare totuși o dragoste, dar e cu neliniște ceva, pentru că e o confuzie ceva, sau cineva din familie are o problemă de sănătate pe care trebuie să o clarificați, poate, sau să-i dați mai multă dragoste, mai mult suport, sau aveți voi nevoie de mai multă dragoste. Aici această dragoste, această căldură care o așteptați poate din partea unui bărbat, care poate fi chiar dintr-un semn de foc, dar nu neapărat, poate fi și de pământ. Cam asta e ce văd eu și la a treia variantă, așadar, pentru această zi. Eu sper să vă fie de folos aceste citiri, că v-ați regăsit, sper că v-ați regăsit răspunsuri la întrebări, aceste citiri generale. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezenți să vizionați videourile mele și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!